Ieri am privit o emisiune pe internet făcută de Moldova Creștină TV, acest canal de pe internet, cu participarea pastorului Valeriu Ghilețchi și a preotului Iurian Drață, pe subiectele vaccinării, microcipării, 5G-ului, anticristului. A fost a doua parte, de fapt. Prima parte a avut loc o săptămână mai înainte. Și ascultând cele spuse de Valeriu Ghilețchi și de asemenea cele spuse de pastorul Vasile Filat, care este administratorul canalului Moldova Creștină TV, care a răspuns la comentariile oamenilor la aceste două emisiuni postate pe YouTube, am decis totuși să revin la acest subiect al sfârșitului și să abordez cele spuse de ei în cadrul acestor emisiuni sau în cadrul comentariilor pe care ei sau răspunsurile pe care ei le-au dat la comentariile oamenilor. Mai întâi vreau să spun că ambii din ei, atât pastorul Vasile Filat cât și pastorul Valeriu Ghilețchi, a avut un rol și o contribuție pozitivă în viața mea la un anumit moment sau la o anumită etapă din viața mea și pentru aceasta desigur că le sunt recunoscător. Dar având în vedere poziția pe care ei au luat-o la acest subiect pe care urmează să-l abordez și de asemenea având în vedere influența pe care acești doi pastori o au asupra multor creștini evanghelici din Moldova și poate și din România, sunt nevoit totuși să abordez acest subiect și sunt nevoit să iau o poziție diferită și aș spune contrară celei pe care au luat-o ei amândoi. Și discutându-se aceste lucruri, fiind întrebat de moderatorul emisiunii dacă ar accepta la o anumită etapă, atunci când lucrul acesta va fi implementat, dacă ar accepta să-i se implanteze un chip, microchip, pastorul Valeriu Ghilețchi a spus că nu vede o problemă sau nu vede o mare problemă în aceasta, dând de înțeles, de fapt, tuturor celor care îl ascultă și îl vor asculta, că este un lucru normal care, așa cum spune el însuși, se înscrie în dezvoltarea științei și a tehnologiei, de care noi beneficiem, întrucât folosim telefoane, calculatoare, camere video, internet și așa mai departe, respectiv, în opinia lui, și acest microchip care urmează a fi implantat, dacă va fi implantat, spune el, nu este o mare problemă, este în aceeași serie de dezvoltare științifică și, respectiv, nu este o problemă. Iar pastorul Vasile Filat, în toate comentariile la acest subiect, sau în toate răspunsurile pe care le dă la comentariile oamenilor care sunt de o părere diferită la acest capitol, de fapt, îl susține pe pastorul Valeriu Ghilețchi și contrazice pe toți cei care gândesc astfel, afirmând categoric că chipul care se implantează sau care urmează să fie implantat nu este semnul fiarei sau semnul lui Anticrist. Lângă faptul că, în opinia mea, este o manifestare de aroganță să spui sigur că chipul care se implantează sau se va implanta nu este acel semn al fiarei despre care citim în Biblie, sunt mai multe probleme, în opinia mea, cu asemenea afirmație și cu asemenea înțelegere. Așa cum am spus deja, argumentul pastorului Valeriu Ghilețchi este acela că un microchip implantabil este doar încă un pas în dezvoltarea științei și a tehnologiei și noi, biserica, care de undeva în trecut ne-am împotrivit unor progrese științifice, nu ar trebui să ne împotrivim asemenea progrese științifice pentru că noi ne bucurăm cu toții de realizările ei. La acest argument aș vrea să spun că, deși în mare, dezvoltarea tehnologiei, putem spune că este o binecuvântare în multe privințe, pentru că ne-a făcut viața mai ușoară, putem să ne deplasăm cu mașinile, cu avioanele, putem să folosim telefoanele mobile, să ne sunăm din orice loc și în mare este un lucru bun. Totuși, atunci când tehnologia ajunge să fie folosită pentru a ne controla, așa cum în mod evident este și va fi cazul cu un microchip pe care îl vei avea în mână și cu un sistem financiar electronic, adică fără bani cash, unde toți banii tăi vor fi în mod electronic puși pe un asemenea microchip, acea tehnologie nu va mai fi spre binele nostru. De asemenea, atunci când o tehnologie precum microchipul RFID, care deja este implantat, sau alte microchipuri mai avansate care urmează a fi implantate, sună ca împlinirea celor scrise în Apocalipsa 13, unde citim la versetul 16 și 17 că
a făcut ca toți mici și mari, bogați și săraci, sloboți și robi să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta. Atunci când o tehnologie sună atât de asemănător cu ceea ce scrie aici, acest lucru ar trebui să ne pună în gardă. Acum, argumentul principal al pastorului Valeriu Ghilețchi este acela că este dezvoltarea științei, tehnologiei, care este bună și, respectiv, nu este o mare problemă. Argumentul principal al pastorului Vasile Filat, din câte l-am văzut în comentariile pe care el le-a făcut, pentru faptul că microchipul implantabil nu este sau nu va fi semnul fiarei, semnul lui Anticrist, este acela că semnul fiarei, semnul lui Anticrist, va fi pus în timpul domniei lui Anticrist, al necazului celui mare, care va fi, spune el, după ce biserica va fi răpită de Hristos de pe pământ. Ori, spune el, pentru că noi credincioși încă suntem aici, încă nu am fost răpiți, aceasta înseamnă că semnul acesta sau microchipul acesta nu poate fi semnul fiarei. Înțelegeți logica lui, care este o logică, aș putea să zic, corectă în raționamentul ei, dacă biserica trebuie să fie răpită înainte de a veni Anticrist și semnul lui Anticrist și noi suntem aici, atunci, într-adevăr, acesta nu poate fi semnul lui Anticrist, pentru că noi încă suntem aici. Acesta este argumentul lui, dar vom vedea dacă acest argument este corect sau nu. Și, de fapt, la aceasta aș vrea să spun următoarele și să revin puțin la acest subiect pe care l-am mai discutat ceva timp în urmă, dar având în vedere modul în care ei înțeleg și nu mai înțeleg, dar și învață pe toți credincioșii care ascultă că biserica urmează a fi răpită, că ceea ce se implantează acum sau se va implanta peste câțiva ani nu poate fi semnul fiarei, aș vrea să reiterez și să spun din nou următoarele lucruri. În primul rând, învățătura cu privire la răpirea bisericii înainte de arătarea lui Anticrist și înainte de necazul cel mare, o învățătură pe care pastorul Vasile Filat cel puțin o învață cu fermitate, de fapt este o minciună, este o înșelare și este o năzbâtie teologică, dacă pot să spun așa. De fapt, timp de 18 secole, dacă studiem istoria doctrinelor, este un subiect în teologie sau în instruirea teologică care se numește istoria doctrinei sau istoria doctrinelor, acolo unde cercetezi și vezi fiecare doctrină care este crezută în biserică, ce istorie a avut, de unde a originat. Oricând începi să cercetezi această învățătură, această doctrină a răpirii bisericii înainte de necaz, înainte de arătarea lui Anticrist, descoperi că ea are o istorie foarte scurtă, undeva de vreo 150, 170, 180 de ani. Și a originat în Anglia, într-un cerc, să zicem așa, pseudo-carismatic, pornind de la un vis sau o viziune a unei femei, care mai târziu a ajuns să fie propagată în unele cercuri evanghelice din Marea Britanie, pentru ca mai apoi să treacă în America și să influențeze prin intermediul Bibliei Scofield, care este o Biblie populară în limba engleză, se influențeze practic tot creștinismul evanghelic din America și respectiv mai târziu din Europa. Ori atunci când s-au deschis granițele la noi, când Uniunea Sovietică s-a destrămat, această învățătură a ajuns la noi prin toate cărțile care ne-au inundat și atât eu cât și ceilalți am crezut lucrul acesta până la o vreme, până când, de fapt, Dumnezeu mi-a arătat cum stau lucrurile. Timp de 18 secole, biserica nu a știut nimic despre o venire în taină a lui Hristos sau despre o răpire în taină a celor credincioși. Nu există, conform Sfintei Scripturi a Domnului Iisus și Apostolului, nu există decât o singură venire a Domnului Iisus, cea care va fi în slavă, cea care va fi vizibilă pentru toți oamenii și nu există decât o singură răpire a bisericii, cea care va avea loc la această venire vizibilă și glorioasă a Domnului Iisus, care va avea loc ea însăși, așa cum vom vedea, în câteva clipe, după domnia lui Anticrist și după necazul cel mare. De fapt, atunci când deschidem cartea Apocalipsa, care este cu privire la vremea sfârșitului și cu privire la domnia lui Anticrist și cu privire la venirea Domnului, chiar de la primul capitol citim în versetul 7, iată că El, adică Iisus Hristos, vine pe nori și orice ochi îl va vedea. Așadar, este clar ca bună ziua că Iisus vine pe nori și că orice ochi îl va vedea.
cineva care citește acest text din Biblie, chiar de la începutul cărții Apocalipsa, nu poate trage o concluzie că mai există o altă venire a lui Iisus decât aceasta care este pe norii cerului și care este vizibilă pentru toți. Nu-i așa? Nu poți trage o asemenea concluzie, nu poți trage decât o singură concluzie că Iisus vine și El va fi văzut pentru toți. Același lucru bunoară îl citim în Matei 24, unde însăși Domnul Iisus ne avertizează de fapt ca să nu credem că El ar putea cumva să vină sau să apară undeva în taină, fără a fi văzut de toți. Matei 24 cu 26, El spune, deci dacă vă vor zice, iată-L în pustie, să nu vă duceți acolo. Iată-L în odăițe ascunse, să nu credeți. De ce? Le spune în continuare, căci, pentru că, cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus. Și haideți să spunem cu toții cuvântul acesta, se vede. Se vede. Deci cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, și știți cum este când plouă și vezi fulgerul cum străbate tot cerul, dar cuvântul cheie aici, se vede până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. Cum va fi venirea Fiului Omului? Va fi vizibilă, după cum fulgerul se vede pe tot cerul, la fel se va vedea și Domnul Iisus. Acum dacă mergem la textul favorit al celor care învață, asemenea pastorului Vasile Filat, o răpire înainte de necaz, o răpire înainte de venirea în slavă a Domnului Iisus, la 1 Tesaloniceni, capitolul 4, din nou, nu poate fi decât o singură concluzie și înțelegere clară. Haideți să o citim și să o auzim din nou. 1 Tesaloniceni 4 cu 15 până la 18. Iată în adevăr, scrie Apostolul Pavel, ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului. Deci, unii creștini vor rămâne vii până la venirea Domnului. Amen. Pare că Anticristul nu va reuși să-i omoare pe toți. Aleluia. Deci, noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, spune el. Deci, despre ce este vorba? Este vorba despre venirea Domnului. Nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Cine sunt cei adormiți? Cei care au murit în Hristos, în credință. De ce? Pentru că, căci, însuși Domnul, spune el, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți. Și atât aici este singurul loc din Biblie unde cuvântul răpiți, harpazo în limba greacă, apare și de aici vine și termenul răpirea bisericii, de aici vine. Vom fi răpiți toți împreună, adică cei care au murit și au înviat și noi care am rămas în viață. Vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și asta vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Acum, dacă nu cunoașteți nimic despre această învățătură a unei veniri și a unei răpiri în taină, citind acest text, ce concluzie puteți trage? Este aceasta o venire secretă a lui Iisus? Aici este scris că însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer. Este aceasta o venire în taină în care oamenii nu știu că Iisus a venit și El a venit și a răpit pe cei credincioși și ei n-au știut nimic? Nu! Este absurd să tragi o asemenea concluzie din acest text și să spui că această venire a lui Iisus despre care scrie Apostolul Pavel aici, când toți credincioșii, când unii vor fi înviați, ceilalți vor fi schimbați și toți vor fi răpiți la cer, este o venire în taină. Este o venire despre care cei necredincioși nu știu nimic. Este absurd. Și de fapt, ca să vedem că e vorba de aceeași venire în glorie, în slavă, vizibilă pentru toți, putem merge de nou la Matei 24, unde Iisus spune că atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu o putere și cu o mare slavă. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi de la o margine a cerurilor până la cealaltă. Vedem că este vorba de aceeași venire, cea de aici din Matei 24 și cea din 1 Tesaloniceni 4 de care scrie Apostolul Pavel este aceeași pentru că găsim din nou îngerii, găsim trâmbița răsunătoare și într-un loc și în altul și găsim adunarea aleșilor lui și într-un loc și altul. Deci concluzia, dragii mei, este că nu există o altă venire a Domnului Iisus decât cea care va fi în slavă, care va fi vizibilă pentru toți oamenii. Și atunci când va veni El,
în mod vizibil pentru toți oamenii, atunci va avea loc învierea celor credincioși care au murit, schimbarea, transformarea celor credincioși care vor fi rămas în viață până atunci și răpirea tuturor împreună pentru a întâmpina pe Domnul în văzduh. A învățat că în afară de această venire vizibilă, glorioasă, va mai fi una înainte de aceasta invizibilă și va mai fi și o răpire în taină, vizibilă într-un fel pentru cei care după aia se uită că unii au dispărut, vecinul meu și membrii familiei mele credincioși, da? A învățat că mai poate fi o altă venire și o altă răpire decât aceasta care reiese atât de clară din Scriptură, este nu doar greșit, dar este și periculos. Și unul din pericolele pe care putem să-l vedem astăzi, în mod clar, este concluzia pe care o trage pastorul Vasile Filat în baza acestei învățături, că trebuie să fie o răpire în taină înainte de venire, trebuie să fie o venire în taină înainte de venirea glorioasă și o răpire în taină. Concluzia pe care el o trage, că microchipul care se implantează și care va fi implantat nu este și nu poate fi semnul fiarei, pentru că noi suntem încă aici. Și respectiv, concluzia pe care o trag credincioșii care îl ascultă și îl cred este că nu este o problemă ca să-l primim. Înțelegeți cât de periculoasă este această învățătură, pentru că îi face pe oameni să creadă că semnul fiarei nu este semnul fiarei și că este ok ca să-l primești. Dar aș vrea să mai privim la un text scris de Apostolul Pavel ca să înțelegem când are loc, totuși, venirea Domnului, singura venire care există. A doua venire, prima a fost pentru a suferi pentru păcatele noastre, a doua este în glorie și Scriptura vorbește doar despre două veniri, nu despre trei. Când va avea loc această singură venire în glorie, vizibilă pentru toți, și când va avea loc răpirea noastră a celor credincioși odată cu venirea Lui? Și acest lucru îl putem găsi iarăși foarte clar scris, nu știu cât se poate de clar, cât se poate mai clar decât a scris el în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, începând la primul verset, el scrie că privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El. Și observați că el vorbește despre același lucru despre care a vorbit în prima epistolă, capitolul 4, venirea Domnului și noi vom fi răpiți toți împreună cu ei ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Aici el folosește termenul strângerea noastră la oaltă cu El. Deci în ceea ce privește venirea Domnului și strângerea noastră la oaltă cu El. Nu în ceea ce privește strângerea noastră la altă cu El și venirea Domnului. Da? Știți cum noi și atât pastorul Mareu Iglesche și Vasile Filat suntem în acord în a spune în fața a ceea ce spune Biserica Ortodoxă, să spunem, Iisus a spus cine va crede și se va boteza, nu cine se va boteza și va crede. Da? Aceasta e ordinea corectă. Ordinea corectă în ceea ce privește evenimentele, sfârșitul este aceasta, venirea Domnului și strângerea noastră la oaltă împreună cu El, nu invers. Vă rugăm, fraților, spune El, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului, și observați, atunci când Apostolul Pavel folosește termenul ziua Domnului, în mod evident, el are vedere venirea Domnului, pentru că acesta este subiectul pe care îl abordează, și strângerea noastră la oaltă cu El. Nu are vedere altceva decât venirea Domnului. Ca și cum venirea, ca și cum ziua Domnului ar și fi venit chiar. Cineva i-ar fi tulburat și le-ar fi spus, vă știți că Iisus a venit și voi nu ați văzut și nu ați observat acest lucru. Și el spune, nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni. Ce nu va veni? Ziua Domnului și Domnul Iisus, venirea Domnului. Domnul nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Deci, ordinea evenimentelor este cât se poate de clară. Mai întâi are loc lepădarea de credință, cunoscută de asemenea sub termenul de apostazie, apoi are loc arătarea omului fără de legii, adică a lui Anticrist, și apoi, de-abia, are loc venirea Domnului și strângerea noastră la oaltă cu El. Și toate au sens, nu-i așa? Iisus nu poate să vină și apoi să vină Anticrist după El. Nu. Mai întâi vine lepădarea de credință, apoi în contextul acestei lepădări de credință se arată Anticrist și apoi vine Domnul Iisus și atunci când vine Domnul Iisus, atunci este răpirea bisericii.
De asemenea, în versetul 7 și 8, în același capitol, el spune că taina fără de lege aș fi început să lucreze, și dacă pe vremea lui aș fi început să lucreze, păi acum este aproape să-și isprăvească lucrarea, trebuie numai ca cel ce oprește acum să fie luat din drumul ei și atunci se va arăta cel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăbădi cu arătarea venirii sale. Deci în acest ultim verset este clar că odată cu arătarea lui Anticrist, Iisus va veni în timpul domniei lui, întrucât atunci când se va arăta, îl va nimici cu suflarea gurii sale. Ce înseamnă acest lucru pentru noi credincioșii? Unul din ele, un lucru major, o concluzie majoră, este că aceasta înseamnă că noi vom fi aici pe pământ în timpul domniei lui Anticrist și în timpul necazului celui mare și până la venirea Domnului care este la sfârșitul tuturor vremurilor și tuturor evenimentelor. Nimeni din noi nu pleacă nicăieri, mă refer să fie răpit în cer, până nu se arată Domnul Iisus. Unii putem pleca la Domnul mai devreme, dacă Dumnezeu va rândui, dar ca să plecăm undeva, să ne evacuăm în cer, să fim răpiți, ca să nu avem de furcă cu Anticrist, fraților și sororilor, aceasta este o minciună care este, de fapt, pot spune, menită ca să înșele pe cei credincioși, ca în loc să se pregătească, în loc să se pregătească să aibă de suferit, în loc să se vegheze, să se pregătească ca să nu devină parte a acestui sistem anticristic, de fapt să-i pregătească tocmai pentru altceva, pentru cădere. Și sigur, atunci când spun aceasta, nu cred că pastorul Vasile Felaț sau pastorul Valeriu Ghilețchi fac lucrul acesta în mod intenționat, dar pur și simplu cred că a apucat această învățătură greșită, așa cum am apucat-o și eu și alții la început, și continuă să o învețe fără să-și dea seama de cât de greșită și cât de periculoasă este. Cartea Apocalipsei ne spune că fiarei, adică anticristului, i s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască, ceea ce înțeleg că să-i omoare. Celor care nu vor primi semnul fiarei și nu se vor închina icoanei ei, este scris, li se va tăia capul. Iar în Matei 24, Iisus ne spune că din pricina celor aleși, aceiași aleși pe care El va trimite îngerii să-i adune la venirea Lui de pe tot pământul, din pricina lor, zilele necazului vor fi scurtate. Amin. Deci concluzia clară este că noi vom fi aici pe pământ, în timpul domniei lui Anticrist, în timpul necazului celui mare, și de aceea primul lucru care reiese din acest fapt este că noi trebuie să avem discernământul ca să cunoaștem cine este Anticristul și să cunoaștem care este semnul Lui. În cartea Apocalipsei citim în capitolul 13, versetul 18, că aici este înțelepciunea cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om și numărul ei este 666. Pentru ce mai avem nevoie de pricepere să socotim numărul fiarei dacă noi vom fi în cer potrivit unor învățători care spun că vom fi răpiți? Avem nevoie de înțelepciune și de pricepere ca să socotim numărul fiarei doar dacă suntem aici pe pământ, ca să nu-l primim, ca să nu fim însemnați și noi cu acest semn. Știți, ascultând și citind cele spuse și sau scrise de pastorul Vasile Filată, dar și Valeriu Ghilețchi, mi-a venit în minte denumirea unei sărbători ortodoxe pe care voi cred că o cunoașteți cu toții și dorința de a schimba denumirea ei sau de a o folosi împreună cu alte denumire pentru a da un mesaj titlului mesajului meu de astăzi. Sărbătoarea se numește Adormirea Maicii Domnului. Ați auzit de ea, nu? Iar titlul acestui mesaj l-aș fi pus în felul următor: Adormirea Maicii Domnului sau Adormirea Bisericii Domnului în preajma arătării lui Anticrist. Evenimentele care au loc în lume, dar și în biserică, privind la toate acestea, noi putem trage doar o concluzie că Anticristul este chiar la ușă. Și totuși, fiind confruntați cu toate aceste realități, unii pastori vor spune: care Anticrist? Care nouă ordine mondială? Care semn al fiarei? Care microchip? De aceea, cred că titlul meu, Dormirea Bisericii înainte de arătarea lui Anticrist, este unul potrivit.